Bună ziua, prestăm astăzi o nouă tabletă de la Samsung. Aceștia au că și-au propus în 2011 și mai ales acum în 2012 să scoată din ce în ce mai multe tablete. De această dată putem să vorbim de P6800 Galaxy Tab versiunea 7.7. Bineînțeles, așa cum ne dăm seama și din nume, tableta are 7.7 inch, ceea ce este un lucru extraordinar din multe puncte de vedere, mai ales că multe persoane, mulți utilizatori nu au fost foarte încântați de tabletele mai mari, de 10.1 de exemplu, și se cerea pe piață o astfel de tabletă. Este ideal deoarece se poate ține cu ușurință cu o singură mână, iar cu cealaltă puteți să navigați, tastați, în fine, orice lucru de acest gen. Trebuie să precizăm că este mai mult decât o tabletă, vine cu funcții GSM, ceea ce atât pentru internet și date, cât și pentru voce, ceea ce îl face practic un telefon. În acest sens, trebuie să precizăm că vine cu suport atât rețeaua 2G, cât și 3G. Dar o să vorbim despre acest lucru pe parcursul acestui review. Haideți să vă aduc în vedere caracteristicile, specificațiile tehnice de tip hardware. Tableta are 340 de grame, vine cu un display Super AMOLED Plus, capacitiv touchscreen 16 milioane de culori, ce suportă rezoluția de 800x1280 de pixel, are densitatea pixelor de aproximativ 196 pixel pe inch, ceea ce face să fie cea mai mică tabletă ce vine cu o rezoluție atât de bună, cu o densitate a pixelor atât de mare, ceea ce face ca claritatea imaginii display-ului să fie foarte bună. În partea de sus a tabletei găsim senzori de proximitate, respectiv luminozitate, un difuzor, găsim o cameră secundară pentru videoconferințe, această cameră este de 2 megapixeli. În partea de sus a tabletei observăm două difuzoare pentru redarea audio, microfon, slotul pentru încărcător, respectiv cablu de date, accesorii care bineînțeles că vine tableta. În partea din dreapta găsim taste de volum, găsim butonul ce o închide, o deschide sau o pune în modul standby. După cum observăm și noi din profil, este foarte, foarte subțire, are doar 7,9 mm. În partea de sus găsim un geam de 3,5 mm, un difuzor, un microfon separat pentru anularea zgomotelor din jur. Găsim un slot pentru SIM, port microSD. Tableta, în general, poate să vină cu o memorie internă de 16, 32 sau 64 GB și mai suportă un card microSD până la 32 GB. Pe partea din spate observăm că este o carcasă unibody, arată foarte bine, în aluminiu. Găsim o cameră, aceasta poate să înregistreze HD, 720p la 30 de frame pe secundă. Este o cameră care poate să facă și poze la 3,15 megapixeli, ceea ce înseamnă rezoluție 2048x1536 de pixeli. Bineînțeles, vine cu diverse funcții, autofocus, geotagging, observăm și un blitz, care poate să acționeze și pe post de torță sau de lanternă, dacă suntem în modul video. Haideți să intrăm și noi în partea de soft, aceste tablete. Bineînțeles, vine cu Android, putem să vorbim de versiunea 3.2, Honeycomb. Multe voci pe internet spun că cât de curând o să poată să se instaleze și varianta 4.0, supranumită și Ice Cream Sandwich. Deja anumiți developeri au reușit să o modeze în acest sens. Așa cum suntem obișnuiți, nu este tocmai o noutate. Sunt mai multe ferestre ce pot fi foarte ușor customizate. Dacă ținem apăsat în 2 secunde, observăm că vinem prin planul meniu adițional, care putem să inserăm diverse widget-uri, comenzi rapide, bineînțeles putem să punem fundaluri animate, putem să creăm și foldere sau adăugăm contacte și așa mai departe. Foarte interesant această tabletă. Eu credeam că de câțiva ani de zile infraroșu a murit, însă se pare că această tabletă vine cu această tehnologie. Poate întrebați de ce. Nu este în mod special pentru transfer de fișiere, dar ce știm cu toții, sau dacă mai ține minte, de acum câțiva ani, până și melodiile polifonice se transferau destul de greu. Infraredul, în acest sens, ne ajută să conectăm tableta la alte device-uri care le avem prin casă, cum ar fi un televizor,
sau alte device-uri ce vin cu suport infrared. Cât vorbim de conectivitate, vine și cu suport Bluetooth, versiunea 3.0 cu A2DP. Bineînțeles, spuneam mai devreme că vine și cu 3G. Putem să vorbim de viteze de până la 21 Mbps download și 5.76 Mbps upload. Vine și cu suport wireless, l-am conectat și noi la rețeaua asta locală mai devreme. Vine cu suport pentru rețele A, B, G și N. Vine cu suport pentru Wi-Fi Direct Connection, Wi-Fi Hotspot. Ne permite atât să șerim conexiunea de internet, cât și să ne conectăm la alte device-uri compatibile, fără să mai fie nevoie de un router care să intermedieze acest lucru. Așa că suntem obișnuiți. Bineînțeles, putem să folosim atât modul portrait cât și landscape. Putem să blocăm această funcție dacă este deranjantă. Și cum suntem obișnuiți, găsim partea de sus Google Search, avem posibilitatea să căutăm și vocal, însă momentan este în limba engleză și în alte câteva limbi, nu în limba română. Aplicații, partea de jos găsim butoanele de navigare, înapoi Home, cel care aduce în prim plan aplicația ce rulează în background, respectiv butonul care ne dă posibilitatea să facem un print screen. În partea din dreapta observăm că este disponibilă o actualizare de software nou. Se poate face update OTA, over the air, deci nu este nevoie să-l conectați neapărat la calculator pentru a face acest lucru. Ora, indicatorul bateriei, observăm și rețeaua wireless, de care vorbeam mai devreme, la care suntem conectați, alte notificări, putem să observăm că este activat și GPS-ul, modul de rotire, care vorbeam mai devreme. Tot vorbeam de partea hardware, am uitat să precizez că, sau nu am precizat, neapărat am uitat, că aduc acum în discuție, vine cu un chipset Exynos și vine cu un procesor dual core de 1,4 GB. Bineînțeles, vine și cu o placă video, un GPU, un chipset grafic, de fapt, că multă lume m-a criticat pe YouTube că spun placă video. Nu este tocmai un termen ideal folosit când vorbim de tablete. Putem să spunem acest lucru de calculatoare în general. Și cum spuneam, vine cu un chipset grafic dedicat care ne ajută foarte mult la redare video de mari dimensiuni și nu numai, browsing și așa mai departe. Vorbeam de aplicații, aplicații care sunt obișnuiți, alarme, all share, calculator, calendar, nu sunt tocmai aplicații necunoscute, am discutat despre ele de foarte multe ori. Avem posibilitatea să ne conectăm, bineînțeles, la Android Market, să downloadăm aplicații, contacte, trebuie să discutăm despre creatorul video, Media Editor. Avem posibilitatea să facem diverse filmulețe, să adăugăm anumite efecte. M-am jucat și mai devreme cu această aplicație. Nu este tocmai o noutate. Partea bună este că poate să editeze fără probleme fișiere HD la rezoluție mare. Game Hub. Avem posibilitatea să downloadăm jocuri și să ne jucăm pe internet sau în rețeaua locală cu diverse persoane, Gmail, Call Talk, Google Maps, cum spuneam, vine cu GPS receiver cu suport AGPS, să vedem dacă reușește să ne localizeze. Vedeți că a durat mai puțin de 2 secunde să facă acest lucru, însă suntem într-o clădire și este destul de dificil să facă cu o acuratețe foarte mare, mai ales că nu avem un SIM introdus în el pentru a se folosi de AGPS. Putem să folosim diverse layere, nu este tocmai noutate. Înapoi la aplicații, browserul nativ, putem să folosim mișcări pentru zoom in, zoom out. Personal nu mi s-a părut niciodată atât de interesante, mai ales că în momentul în care mă joc cu o tabletă, indiferent că fac browsing sau ascult muzică, din greșeală poate mai miști tableta și face anumite funcții poate pe care nu le-aș vrea. Hai să intrăm și noi pe popularul motor de căutare. Facem o căutare după cuvintele cheie telefonul tău. Observăm tastatura full QWERTY, atât în modul portrait cât și în cel landscape. Am găsit și noi site monstru. Inițial apare varianta optimizată pentru tablete și telefoane, însă tableta este atât de performantă cât cu siguranță putem să vedem site-ul cum este el în modul normal, în modul standard.
observăm că s-a încărcat bannerul, animația flash din partea sus fără nicio problemă. Funcții obișnuite, zoom pentru tap, pentru zoom in, zoom out, double tap. Haideți să revenim la meniu. Google Attitude, din păcate nu este foarte folosit în România. Locații, managerul aplicațiilor, bineînțeles putem foarte ușor să închidem aplicațiile ce rulează în background, atât pentru a economisi baterie cât și resurse în acest sens. Player muzical, bineînțeles vine cu suport pentru fișiere tip MP3, WAV, AC, AC+, cât și fișiere FLAC. Vine și cu suport pentru fișiere video de tipul MP4, DivX, XVideo, H.263, H.264. Trebuie să precizăm că vine și cu suport pentru TV Out, adică putem să ne folosim de un cablu să facem acest lucru. Personal, ideal, să, dacă se poate, să folosiți Wi-Fi direct, dacă device-ul la care vreți să-l conectați este compatibil în acest sens. Se încearcă din ce în ce mai mult să se treacă pe tehnologia wireless în acest sens. Polaris Office, avem posibilitatea de a edita și de a vizualiza documente Excel, PowerPoint, OneNote, Word, Reader's Hub. Practic de aici putem să downloadăm cărți și alte lucruri de acest gen. Samsung Apps este o alternativă, este magazinul propriu al celor de la Samsung. Diverse setări, Social Hub, putem să gestionăm rețelele sociale într-o singură aplicație. Modul de telefon. Înapoi la aplicații. YouTube este popularul player care se conectează la site-ul cu același nume. Nu este nevoie neapărat să folosim această aplicație, având în vedere că vine nativ cu suport pentru Flash. Am putea să intrăm din browser pe YouTube. Trebuie să mai precizez că tableta conform producătorului vine cu o baterie lithium polimer de 5100 mAh, care ar trebui să reziste până la 1200 de ore în modul așteptare și 34 de ore în modul vorbire. Aceasta a fost review-ul tabletei Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.